Festivalul Cine Latino revine la Călăraș pentru al 8 an consecutiv. În perioada 2-4 iulie, Tenaris Cine Latino aduce la Călăraș cele mai bune filme din România și America Latină, producții 2018 și 2019. Așa cum ne-am obișnuit, compania aduce din nou iubitorilor de film din Călăraș, povești străznite, umor negru, drame pline de emoție, comedie și multă bună dispoziție. Proiecțiile vor avea loc la sala barbuștirbe, iar intrarea este liberă pentru toate proiecțiile din program.